Pentru perioada 1-5 martie 2023, aspectele planetare care impun uh, situația astrologică a săptămânii sunt următoarele. Jupiter se află în conjuncție cu Venus, la 11 grade în Berbec, aduce grație acest lucru, afecțiune, creativitate, dorința de a etala, eleganță, generozitate, momente favorabile pentru asociere, afaceri, călătorii, creativitate, relații bune, se pot exterioriza sentimentele. Există pe la începutul acestei săptămâni și luna în rac, aflată în trigon cu soarele. Aduce momente de echilibru, armonie, satisfacție, relații bune. Luna se află în cuadratură cu Venus. Favorizează ceva mai multe uh, tensiuni. Uh, sentimentale și emoționale. Acest lucru va aduce și tendința de excese în planul afectiv, în planul credulității, în planul relațiilor care pot să fie afectate de unele capricii. Data de 2 martie, luna aflată în trigon cu Neptun, aduce mai multă emotivitate, imaginație, mai multă, deschiderea către um, semeni, tendința de sacrificiu, secrete, misticism, imaginația care poate să aducă stările de visare, dar și vulnerabilități. Se recomand o atenție mai mare la lucrurile care pe oamenii potenta relațiile sunt mai degrabă cele de dăruire, relații profunde. În data de 3 martie, luna aflată în opoziție cu Pluto aduce niște tendințe un pic mai distructive, mai ales pasiuni care nu sunt chiar clare, sunt, au aspecte un pic mai dramatice, marcate de tot felul de tensiuni. Luna va intra în leu, și favorizează de altfel și exprimarea voinței, a emoțiilor, creativitatea artistică, în relații se caută dăruirea sufletească, Uranus se află în sextil cu soarele, apare îndrăzneala, curajul, originalitatea, voința se exprimă mai mult, nonconformismul, atracția către lucrurile care țin de progres dar și ambiția, excentricitatea sunt uh, o notă a acestui sextil al lui Uranus cu Soarele. Sunt condiții bune și pentru reușite sociale, în relație apare tendința oamenilor de a fi un pic mai demonstrativi. Uh, în 4 martie deja luna este în trigon cu Jupiter, aduce o maturitate afectivă, aduce generozitate aduce manifestarea sentimentelor, exteriorizarea lor, relații de încredere. Luna se află în trigon cu Venus, sunt uh, sentimente care se exprimă, eleganță, tandrețe, relații armonioase. Luna se află în cuadratură cu Uranus și acum se acumulează, putem spune, ceva frustrări, ceva nervozitate în uh, Data aceasta de 4 martie pot ieși la iveală probleme abuzate de datorii, se exprimă mai lejer dorința de libertate, de progres, oamenii pot fi un pic mai ambițioși, mai nervoși, riscuri sunt de accidente, de relații care devin un pic mai instabile. Data de 5 martie. Cuadratura lui Marte cu Neptun aduce o amplificare a imaginației, a sensibilității. Există iluzii care se manifestă mai ușor, un spirit de aventură, poate unor instabilitate, atitudini un pic mai anarhice. Există riscuri pentru oameni să piardă sau să fie înșelați în diverse situații iar în călătorii sunt mai probabile unele accidente chiar. Relațiile sunt ceva mai dezordonate și chiar am putea spune un pic mai rebele.